Roxana Zgârdea, o tânără de 17 ani din Deva, are nevoie de ajutorul nostru al tuturor. Are grave probleme de sănătate, iar acum are nevoie urgentă de un transplant de măduvă de celule stem. Colegii Roxanei de la Liceul de Arte Sigismund Toduță din Deva organizează joi, 23 noiembrie, un nou spectacol caritabil la Centrul Cultural Drăgan Muntean din Deva, de la ora 17, iar pe scenă vor urca mai mulți interpreți de muzică populară care s-au alăturat acestei campanii. Fiecare dintre participanți are posibilitatea de a aduce speranță în viața Roxanei, donând orice sumă de bani. Accesul la spectacolul caritabil se face pe bază de invitație, care poate fi obținută gratuit de la Centrul Cultural Drăgan Muntean din Deva până joi, 23 noiembrie, între orele 15 și 16. S-au alăturat acestei cauze nobile îndrăgiți interpreți de muzică populară precum Lena Miclăuș, Doinel Hândorean, Ana Gabor, George Pârvan și mulți alții. Roxana este pasionată de muzică, este premiantă și este un copil de deosebit care merită să își trăiască viața, dar are nevoie de ajutorul comunității. Familia Roxanei a luat legătura cu 3 clinici din Italia, unde poate fi realizat transplantul medular de celule stem, însă intervenția și transportul costă foarte mult. Haideți să o ajutăm împreună pe Roxana să se facă bine. Participați la concertul caritabil și donați bani pentru ca Roxana să poată visa din nou.